Ia să vedem ce proiecte avem pe ordinea de zi. Nu prea avem proiecte, domnule Grigoraș. Le-am finalizat pe toate. Asta înseamnă că suntem foarte eficienți. Înseamnă că au fost puține, domnule Grigoraș. Că uite-mă, nici când fac pe secretara nu sunt de acord cu mine. Arătați foarte bine, domnule Grigoraș. Vezi că ne înțelegem? Doamne, ce tâmpit sunt. Unu, doi, îți simți ploapele grele, limba grea și acum adormi. Nu e adevărat, că nu se poate. Aia e cam să te trezesc acum 10, 9... Nine! Nine! Lasă-mi! Ce s-a întâmplat? Ce ai văzut? Nu pot să vorbesc acum despre asta. Și bine, am perversus monster. A fi de zin! La revedere! Ce? Ce naiba a zis? Perversus monster. Monstru pervers? La naiba nu trebuia să-l trezesc. Așa, mă, mănâncă, crește și înflorește. Dar la bietul gazon din curte nu te gândești că se sufocă sub gunoaie, nu te gândești! Ai mai găsit un subiect de ceartă. Bravo, pupă, să-mi place. Om creativ, bă. Știi ce? Eu aș prefera să fii tu om muncitor, nu o luază leneșă. Luază leneșă, cred că e pleonazm. Pleonazm ești tu cu neamul tău. Du-te și curăță gazon. O să mă duc când vreau eu, dacă nu sunt subalternul tău. Suntem coproprietari. Ei, uite că mi-a venit o idee genială de proiect. Trebuie să cultiv spiritul ecologic al bucureștenilor. Că ăștia sunt indiferenți față de natură și needucați exact ca specimenul aici de față, adică tu. O să chem cetățenii la curățatul parcurilor. Bun, pupuză, încă o idee bună. Bravo! Și la cum te știu, banii pentru firmele de curățenie o să ajungă la tine în buzunar. Băi, vandame, băi, numai la bani ți-e gândul. Bine că nu sunt ca tine, mă. Sunt toți. Da, ordinar de zi aici. E laptopul toți. Vezi că ți-a căzut 1.000.000. Unde mi-ai rușu cu noață prin gardan că te târnui? Nu știu că eu am rușurile mele. Hai, lasă, nu te mai fofila, că știu foarte bine că mi-l iei de fiecare dată. Ce ai, prea, te lovi, strechea, ce să fac eu cu rușul matale? A, ce să faci cu rușul meu, dar unde pot... Yeah. Ce l-a pus la Cristinica, făi? Ia zi, recunoaște, hai. Eu nu. Serios, nu ți-l mai dau. Hai, bre, nu fi opticoasă, îmi dă-mi ieși mie, că știi că la mine are altă nuanță. Dacă ce-o... Bine, hai, ia-l, dar să nu te văd. Nu te-am văzut. Hai, ești gata că s-a făcut târziu? Gata, bre. Ești gata? Hai. Asta! Mi-ai luat-o înainte. La raport! Nu, așa nu se poate cu... Măi, băiatule, nu-ți mai acoperi fața, că e mai mare păcatul. Bă, de la voi, la noi e băgat să te zgromi fața. Raport, 7 kg nuci, 10 kg gardofi și ouă găgălău, 0-1. Băi, stai, Iosel, m-am dat cu Pink Garden. Neața! Neața, era mult mai devreme. Frate! Doamne,
Mamă, ce închilosa sunt! Zici că sunt omul de Nichea? Poate omul de altceva. Eu zic să te urci un pic pe cântarul ăla, că de acolo s-ar putea să fie problemă. Are probleme cântarul? Adică, da, are, că m-am urcat pe el și minte-mă, pe bune, știi cum? Adică, stai să vezi, uite. Cât arată? Întreabă-l, că fă că vorbește. Dacă mă caută cineva, mă duc în Herăstrău să alerg. Să-ți iei și vreo două, trei pâigogule dacă te duci să alergi. Mă duc să le dau de pomană. Bun, ia să vedem noi. Așa, curățare parcuri. Deci, 46 de parcuri ori 118 euro egal... toaletare copaci. 48 de bucăți ori 100... puțin. Mă rog, hai, panseluțe. 680 de panseluțe ori 0,5 egal... Na, că am greșit, trebuie să iau de la capăt. Cam 20-25 de mii de euro trebuie pentru curățenia de primăvară. Merge, enter, gata, s-a făcut calculul. Directive. Alo, da, bună ziua, primarul Pupăzăge sunt. Am rugămintea la PR să organizeze o campanie de chemare a cetățenilor la curățenie în parcuri, da? Sigur, pe bază de voluntariat, că n-avem bani să-i plătim. Îi convingem și îi stimulăm emoțional cu slogan. Cum se poartă? Așa. Să vină bănuții! Bun, zacul ăsta, făi, rămâne între dinți. Bre, eu cred că Hasan nu-și mai revine. Adică? Nu cred că ne-o mai arată vreodată. Foi, nebună! Fisișoara lui, drăguță, bre! E, lasă, hai să nu-l disperăm, că nu se știe. Dracul o fi așa de negru. Au! Hasan! Ce-i puține fericitule de ăștia așa deșirat? Lasă-mă, bre, că au bătut la mine cutrele din sat ca la văzole. Au zis că am față de terorist. Păi de frumoșalule, dacă fusești încăpățânat, nu ți-am zis amândouă să-ți dai jos ca gulaia de pe cap? Dar tu nu și nu, Batman, că de nu permite religiul nostru. E, acu' e mai bine? Hai, bre, nu mai sta cu gura pe el, nu-l vezi că e amărât, dă-te mai încolo să-l îngrijesc. Hai, Hasan, hai stai aici jos, că eu pot să te fac bine. Că mă pricep. Unde te doare? Nu pot să-ți arăt. Aici te doare? Aoleu, ce vânătie ești! Mai lasă-l, fata, că nici măcar de asta nu ești în stare. Stai. Parcă-l ștești la fum pe Maran. Lasă-mă că l-o blânzesc eu. Că în timpul războiului am fost și infermier, dar nu numai... Care război, bre, a fost război aici? E, cum nu a fost? În 1877. Ia du-te, mai, daci, și nu un băga la strâmbe. Cu te altuiesc. Știi ce? Tu îngrijește-te de fita să-i dai să mănânce. Ia zi, ce-i de titaj, a? Cine vrei eu? Păi da? Păi nu-i da prea ieri. Bă, nici n-o să-ți vină să crezi ce mi s-a întâmplat azi în parc. Te-ai agățat vreo secretar în pauza de prânz? Păi și ce, atunci aș mai avea fața asta fericită? N-aș fi deja ascuns în vreo gaură? Ha, interesant că vorbești de gaură, Gogule. Vreo nostalgie după Lili, ceva? O gaură de șarpe, Vandame. Mă lasă să-ți povestesc ce mi s-a întâmplat în parc. Ia uimește, mama. Cum stăteam eu în par pe bancă? Parcă te dusesei să alergi. A venit lângă mine o familie de veverițe și una a avut curajul, mă. S-a urcat pe umărul meu, după care a venit pe cotul meu și de pe cotul meu a venit la mine în palmă. Să cerșească mâncare, mă. Și așa de delicat m-a luat de deget, m-a întopit. Asta era și scopul, să mai topești din grăsime. Bă, dar ești chiar insensibil. Tu n-ai nicio conexiune cu natura? A, uite că am, Gogule, că femeia face parte din natură. Ce, nu e obiect? Auzi ceva. Eu zic să scriu un poem. Atingerea delicată a veveriței. Și-l publicam la gazeta de perete. Dacă ne merge, mai scriu unul. Partea a doua. Savoarea dulce a savarinei, ia? Bă, păcătosule, adevăr crește. Acum, cine e ăla nostalgicul care se gândește, ți-e poftă de savarină? Nu am poftă de nicio savarină, că
sunt sătul. Ah, da, unii sunt sătui, numai că veverițele mele nu sunt. Și de-aia am venit să te rog să-mi dai și mie niște nuci. Să am la mine, când mă mai duc în parc, să alerg pe bancă. Nuci. Da? Cutia din depozit. Mersi. Acum? Te rog, din suflet, scoate pe asta mică un pic pe afară, poate se liniștește. Te rog mult, că am de verificat ceva pentru un client pe laptop. Ți-a ridept pe poafăle și ți-am spus că dracovenia asta o să-ți mănânce toată viața. Tanti, te rog mult, că-i treabă serioasă de data asta, te bine, rog. Bine, fii, bine, ochii. Te ajut, dar să știi că nu o fac pentru tine. O fac pentru Cristinica. Să rămână, Tanti, ești o bombonică. Uite, când o să fie mare, o să-i spun câte lucruri bune ai făcut matale pentru ea. Să vină și ea măcar cu o floare la cimitir, la mormânt, la acasă, bre, acasă, acasă. Doamne, apără, spăzește, casă. O să vină, bre, cu brațul plin de crini imperiali. Hasan, Hasan, vină cu acea. Hasane, tu ești, mă? Eu sunt domnul Ema, dați mai mult aici, pe dinăuntru. Ce dorește? Toți, mă, porcăria aia jos din cap, mă. Lasă-mă soarele să-ți lumineze fața. Nu se poate. Bine, hai că o iau mai încet. Măi, Hasane, măi. Măi, Hasanele, măi. Hai, mă, arată-mi eu puțin. Doar mie. Hai, dacă nu-mi arăți, îți apar iar bube. Nu pot să-ți arăt, domnul Ema, că rușine. Fața, Hasane, fața. Păi fața mă refeream și eu, domnule, la ce credeai că mă refer? Crezi că am gânduri din astea ca... La față mă refer. Hai, Hasane, arată-mi eu și... Nu, de nu, măgărună, nu se poate că mă simt violat de adânc. Nu pot, nu pot. Ceva, o buză, o buză mică, hai. Ce căpus e arabul ăsta? Vino cu ce? Antre! Ce-ai acolo? Ce-am? N-am nimic. Băi, eu ți-am zis să iei câteva nuci, nu un sac întreg! Haide, băi! Cum puteam să dau eu nucă doar la o singură veveriță? Că sunt o grămadă în parc. Și celelalte ce să facă? Să stai să se uite la mine cu ochii de câine pe tot? Pe tine așa te-a învățat, mămica? Scuze, că tu n-ai cunoscut. Iartă-mă. Să știi că astea sunt singurele nuci pe care le vezi de la mine. Oricum îți ajung să hrănești un oraș întreg. Haide, băi, că ajunge o singură chitră pentru serialul ăsta. Ieși! Mai țin. Primarul Capitalei dorește să educe cetățenii în spirit ecologic. Astfel, locuitorii Capitalei sunt chemați la curățarea parcurilor în cadrul campaniei Și tu poți gândi verde. Pe bune? Și tu poți gândi verde? Cam cât de verde, mă? Verde închis, verde deschis, verde smarald? Madame, problema e că tu ești verde, mă. De optică și de invidie. Păi când erai tu primar, nici nu s-ar fi trecut prin cap, bă, proiecte din astea moderne, de impact, pac, gândește verde. Și nu o să-ți vină nici dracu, mă. E, uite că o să vină, că nu toți bucureștenii sunt niște loaze leneșe care nu-și curăță nici măcar gazonul de sub nas. Singurul motiv pentru care te-a apucat pe tine gândirea asta verde e ca să mai bagi niște verzișori de la firmele de curățenie la tine în buzunar. Și ce? Se ciudă, a? Te rade mori, a? Iar pentru cultura ta generală, să știi că bugetul e în lei, bă, și nu conține verzișori. Eu zic, băgule, pe ăsta. Bă, e ușor când dai telefonul jos, nebunule. Tu dai, mă! Bă, termină! Păi, Hasane, ce cauți? Unde-i fata? Uite sus! Oh, Doamne, ce cauți, mă, ești că dacă
te vede, tanti, te sfâșie. Nu pot să ies. Nu pot să stau așa ras între oamenii mei. Nici măcar cu ei nu pot să stau deloc. Așa se simte desonorat. Nu mai ies niciodată de... Băi, băi, ce... Dacă se trezește, tanti, te omoară și ajungi la lahăl tău fără barbă. De norocire. Nici măcar să mor nu pot. Șt, taci, taci. Vrei să te iau în brațe? Pentru ce? Pentru binele tău. Da, nu vă zi. Ciocatele mele, frate, ce le-a făcut cu arapă? Îmi spurci casa? Ce vrei, eu? La cine vrei, eu nu-ți spurca nimic, lăsă mă păi. Băi, fără și văzește. Ia să aud obsedat-o, ce explicație ai să-mi dai? Nici o explicație, bre. Eu nu știu ce să închipui, matale. Hasan era camară după aceea pe jos, că nu poate să mai stea cu a lui. De rușine, că nu mai are și el barbă, săracu. Psihoza înaintează, matale, nu se sizez. Și nu știu ce mai cu prostiile astea, femeie bătrână. Fai, tu m-ai făcut bătrână? Pe bune? Hă? Pe bune? Ăsta era subiectul acum, că ești matale bătrână? Da, află că ești foarte adverată. Papă, da, ii, papă, nebună! Focălește-te! Ce faceți, mă, băieți? Ia pune-mă și tu mâna pe casmaua. Da, ce-s prost? Bă, băieți, bă, gândiți liber, nu verde. Că primarul bagă la buzunar banii din bugetul de curățenie și voi munciți ca proști. Chiar așa face? Da, bineînțeles că așa face. Primar. Cu o, la pușcărie la cu el. Pușcărie cu el. Primarul șmenaru. Primarul șmenaru. Primarul șmenaru. Primarul șmenaru. Primarul șmenaru. Primarul șmenaru. Domnule Gogoașă, ce aveți acolo? Unde? De acolo, în soculețul pe care l-ați avut în spate. Nimic! Am niște pingi de ping-pong. Pingi de ping-pong? Da, da, că vecinii noștri au niște copii obraznici care joacă toată ziua ping-pong și le tosar mingile și eu le-am confiscat. Și acum mă duc la orfelină să le duc celorlalți copii, că aia săraci n-au nicio minge de ping-pong. Da. Alo? Da, bună, doamna Teo. Bună! Știai că aveai programare, nu? Da, sigur, știam, dar n-am putut veni. Să știi că dacă sar peste ședințe, n-ai nicio șansă să te vindeci. Da, știu, numai că aveam un dosar foarte complicat de rezolvat și n-am putut să plec acum. Dar imediat ce să-l terminăm, o să vin, promit. Opa, se pare că perfectul nu-i chiar așa perfect. Le camințește că noi n-avem niciun caz, mămica. Da, doamna Teo, la revedere. Pa, pa, pa. Suntem cea mai tare secție de poliție. Bravo, bravo! Bravo! Yes, yes, yes! Mai nou ni se dau cele mai tâmpite cazuri și fără soluție. Yes, yes! Uitați, de exemplu, acum Ministerul Mediului ne-a sesizat că un individ profanează scurburile copacilor din parcuri. Ce-i aia? Șeful, fii și matale domn și explică ce înseamnă profanează. Că unii habar n-au. He, și nici eu nu știu. Scuzați-mă, cred că domnișoara nu ți voia să întrebe de fapt cum profanează respectivul scorburile. Le umple de gunoaie și face pipi în ele. Cu ce le umple, vrei? Cu gunoaie. Asta însemnează că or fi cetățenii chemați de primărie ca să curețe parcurile. Am văzut eu la TV că aici un scandal. Măi, Chiorete, ia-i altul pe Septimius și merge să investigați. Hai. Și căutăm în scorburi. Exact. Și urme de pișuri și de tot. Tot. Haide, mă, ce să mai... Să trăiți. Salutare. Rămâni aici cu doamnele. Salut, vandame. Mi-au zis veverițele să-ți mulțumesc. Știi ce bucuroasă erau?
când mănâncă, uite cum și când mestecă cu boticurile alea, și cu mustăcioarele, fiecare nucă, nucă după nucă, după nucă, după nucă, după nucă. Băi, ești nebun! În primul rând, ești tâmpit că vorbești cu veverițele și în al doilea rând ai golit-o depozitul! Ce facem, mă, dacă află măta? Ia ne dă nuci să le vindem, nu să le dăm la veverițe! Și nucile sunt scumpe, gogule, eu trebuie să-i dau raportul de vânzări pe luna asta. Așa că dacă mai vrei nuci, te duci direct la măta să iei. Păi nu-mi dă! Zice că le mănânc eu! Te privește! Perfect! Acum ce fac? Cine ai bacă? Le-am obișnuit pe pietele veverițe și mă așteaptă în fiecare zi la ora fixă la intrarea în parc. Ce o să le spun? O să mă privesc cu ochii micuți, ca niște mărgele, plini de reproș. Așa, și? Nu mai nuci? N-am mai visat. Am trăit chestii reale, palpitante. Fată, cred că... De fapt, nu cred. Sunt sigură că... Încep să mă îndrăgostesc de Hasan. Serios? Da. Și vreau așa de mult să-i văd fața, dar umblă cu pătura în cap și când vreau să-i dau jos, fuge! De când Sara s-a nebunit, se ascunde tot timpul. Păi, am o idee. Ce-ar fi să-l aduci la mine la terapie? Care fobie din aia, gen caniș? Știi cum fac cățeii lățoși când îi tunzi, în special în zona ochilor? Cum fac? Exact ca Hasan al tău. Îi stresează lumina și se ascund sub pături și huse. Aia, genial! A, și așa pot să stau și eu mai mult cu el, nu? Vezi? Mersi, fată, te pup! Pa! Ia că despre mine, ia. Cetățenii care curățau parcul au strigat lozinci împotriva primarului Pupăză G. Grigoraș. Da, Pupăză, jos pălăria, ai avut dreptate. Uite, proiectele tale sunt moderne și de impact. Iar cota de simpatie e la maxim. Bravo, bă! Ține tot așa! Băi, Vanta mea, cum mai ziceam eu cândva, geniile n-au fost niciodată înțelese de către contemporani. Dar ce să știi? Ce să știi tu, mă? Da, bună ziua. Da, eu sunt primarul. La secție? Dar cine sunteți? Pentru ce? Păi dar nu înțeleg ce are a face curățarea parcurilor cu profanarea scorburilor. Bine, domnule, o să vin să vă dau explicații. De la poliție, Pupăză, te pomenești că te și arestează. Hai să vedem cât în verde gândești, mă, de după gratii de acolo. Ia să te văd. Ia mai taci, mă! Aici nu? Aici nu? Aici nu? Ce, Doamne, iartă-mă, unde-s nucile? Ia, aia fi la... Alo? Vandame? Da, tanti. Mă, băite, cred că ai uitat ceva în raportul de vânzări. Nucile? Sărumâna, ce mai faci, bre? Azi, mata, cum o mai duci? E de potuc, Vandame, ca să vă fac vouă în ciudă. Nu schimba subiectul, că schimb eu foaia. Unde-s nucile? Nucile... Nu s-au vândut luna asta, bre. Serios? Serios, tante, că nu s-au vândut, da? Trebuie să închid, că mă sună un client. Pa! Vandame... Cine ar fi la... Mi-a închis. Făi! N-auzi, făi, e rău! Bă, ce-i? Ex-bărbactul, ce că n-a vândut nicio nucă luna asta. Și mie îmi vine foarte greu să-l cred, pentru că clientul este o firmă de pompe funebre care cumpăra nucă pentru colide. Adică ce? N-a mai murit nimeni de o lună? Ia, intră tu pe fir și află ce și cum, hai! Bine, bre, intru și află, stai liniștită. Auzi, dar vreau și eu să zic ceva, Matale, că am vorbit cu Teo. Despre amărâtul ăsta de Hasan. A, da? Și mi-a zis că are boala caniș, săracu. Păcatele mele, ce e? Boala caniș e, bre, știi că ție cu părul lung de le intră în ochi și trebuie tu și atunci se ascund pe supături, pe supăt, peste tot. E, aia are și băiatul nostru și trebuie să-l duc la terapie, că e grab, bre.
Pă bune? Oh, doamne, dol, fai, dol, că nu știu cum, doamne, iartă-mă, facem. Că importăm lucrători ca să ne lucreze terenul și acum trebuie să-i cătăm în fund, dar pitești pe creier. Dar mai întâi să rezolv treaba asta cu nucile, că de acolo vin banii pentru fițe și tratamente. O rezolv, bre, că asta e ușor. O fi pus bandame de vreun șmen, că-l cunosc. Vezi tu ce-i pune un șmen pe cărcă? Bună dimineața! Bună dimineața, domnule primar! Să trăiți, domn primar! Salut, bă, pupăze! Domnule primar, eu mă numesc agent Septimiu Scarlat, cu mine ați vorbit la telefon. Ne cerem scuze că v-am întrerupt programul atât de încărcat. Numai puțin. Matescule! Ce este, Matescule? Farsa zilei sau care-i treaba? Șeful, cu respect, avem o reclamație de la Ministerul Mediului. Având în vedere că primăria a organizat acțiunea de curățare a parcurilor pe bază de voluntariat, soldată cu revolta voluntarilor, e firesc să ne întrebăm dacă nu cumva acești voluntari, nemulțumiți, sunt cei care au profanat scorburile, căsuțele veveriților. Întrebarea, domnule Scarlat, ce întrebare aveți? Că vorbiți mult cu multe cuvinte și eu am treabă. Voluntarii scandau ceva legat de sumele alocate bugetului de curățenie și destinația acestora, acesta fiind principalul lor motiv de nemulțumire. Mateescu? Septimius? Am două cuvinte pentru tine. Cazul controlorii. Nu ne băgăm în cazuri pe care nu le stăpânim cum trebuie. Clar? Exact! Vă mai pot ajuta și cu altceva? Domnule primar... Nu e suficient. E totul în regulă. Condul la afară. Ieși afară, mă. Nu mă, pe domn primar. A, păi zi. Hai, mă, pupăză, să te conduc afară. Ah, băi, Septimius, băi, băiatule, mă, trebuie să găsim altă pistă, mă! Puneți mintea asta la contribuție, că le-am pus televiziunile în cap, le-am pus și pe primar în cap! Ce tăcelați ai? Mâine s-a vitons, clar? Să mă duc să-mi aranjez părul. Stop! Vandamnuie, să știi. Cu cine crezi tu că vorbește așa? O, fetiță, mie puțin îmi pasă dacă Van Damme e sau nu e. Vezi că știu tot despre șmenul cu nucile lui tanti și vreau detalii, că altfel o chem pe Frost aici și ai încurcat-o. Nuci. Nu știu nimic despre nicio... Ia stai puțin, l-am văzut ieri pe domnul Gogoașă că rând niște stași cu... Mi-a scăs mici de ping-pong. Dar cum dau seama că erau nuci? Nu știu unde se duceau cu ele. Da? Bine. Tanti, sărmâna, vină repede la București, căițele se complică în afacerea nucile. Da, te aștept la agenție. Nici să nu te gândești, ia uite la ea, stai jos! Stai jos, am zis! Băi, ești nebun de-a pielea! Asta e un abuz! Și n-aveți nicio dovadă! Cum n-avem umflătură? Cum n-avem? Păi când te-am prins cu fundul în sus și cu râtul băgat în școrbura aia plină de gunoaie? Bă, frate! Asta însemnează ori că nu mai ai bani de mâncare, ori că tu ești profanatorul de școrburi. Însemnează că ești tu bătut în cap, că ți-am spus de atâtea ori! Că eu eram acolo băgat în școrbura aia ca să salvez un pui de veveriță! Că se blocase într-un borcan, căpățânatule! Că eu mă duc foarte des în parc, alerg și m-am împrietenit cu toate familiile de veverițe de acolo, a? Unde le sunt? La coadă, la grembu, știu unde s-a mier. Țărște, bă, porcule! Dacă te găsești! Mă enervez, eu mă duc acum și faprociez verba lui Purcelini. Du-te, bă, du-te! Auzi, bă, porcule, ia zi-mă, ce faci când vezi o priză, mă? Ce zici? Săracul pe ăsta l-au zidit. Auzi, nu te duci tu să faci pe prin priza aia? Bă, dar te-ai vrea, bă, dar te-ai vrea! Hai! Botul ăla! Vorbești de bot cu timpul, zici că ești o veveriță, știi, bă! Ascultă! Îți scapă nucile printre dinți! Ascultă! Eu te cred! Păi și atunci de ce le-aș posta să-și Eu te cred, fiindcă te-am văzut că încercai să scoți puiul de veveriță și am văzut că aveai nuci la tine. Păi da! Nu ar avea nicio logică să profanezi corpurile și în același timp să aduci hrana animalelor. Păi spune și nu că pățânată, mă! Dar trebuie să dovedim că nu ești tu adevăratul profanator. Și asta putem să o facem numai dacă îl găsim pe adevăratul profanator. Păi și cum să-l găsim? Te-ai împrietenit cumva cu vreo veveriță mai deșteaptă de pe acolo? Da, cum să... Ah, ba da,
am prietenit cu una. Una chiar a avut curajul să urce pe umărul meu, după care a ajuns pe cotul meu și de pe cotul meu a ajuns după aia pe închietură și m-a luat de deget așa de delicat. Știi, e așa de inteligentă, zici că eu mă înțeleg cu ea perfect. Foarte bine. Trebuie să mergem în parc, să o găsim și să vedem dacă este dispusă să colaboreze cu noi. Perfect, când mergem? Acum. Ok. Stai că m-am încroșetat. Da. Uși. Ce ești asta? Așa blondă, grasă? E sora mea cea mână, Ortansa. Ina. Bună, Pami. Bună. Aulă. Bună. Aha! Vrei să scape, eh? Nu fugi nicăieri, infractorule și ocoțule care ești. Dar, tati, să știi că eu nu cu aia te implor! Așa, tati, așa, așa, tăia! Stai, tati, că n-am făcut nimic! Vandani, am o singură întrebare. Ce-ai făcut cu nucile mele? Nimic, eu tati, eu n-am făcut nimic! Dar dacă nu tu, atunci Gogu, ce-a făcut cu nucile lui tati? Stai, că mă omor, lasă mă pace! Gogu, Gogu! Gogule, te la veveriță în parc! Adică mai faci și mișto de mine, a, chine? Stai, oprește-te, nu mă mai câtirea! Stai jos! Stai, bre, tanti, puțin! Stai puțin! Că oricât mi-ar plăcea mie să-l văd pe ăsta tăvălindu-se, cred că spune adevărul. Că și donșoara jumătate de buletin mi-a zis că l-a văzut pe Gogu cărând niște saci cu nuci. Așa e, sigur le dă feverițelor maidaneze din parc. Mâncă-l-ar, baba, dar eu m-aș spune ce ești aia în trafă, dar mi-a spus astea. Lasă-mă că-i trimit de la belciugatele niște saci cu ghinde pentru feverițe. Evo! Gata, aici am terminat. Dom'le, dă-i saci cu ghinde! Hai acasă că mi-ntreabă. Alo, telefonul, telefonul. Alo, Domnule comisar șef? Irița, veveriița! Da! Dă-i, ia-l după mine! Să-i seara! Ia-l că te șfui și e seara, bre, cârnați te faci! Ia ziceți, mă, genilor, vreți să spuneți că profanatorul de scorburi de fapt e o veveriță? Nu, bre, pe asta m-a adus-o ca să depuie mărturie. Mă boiez, voi faceți mișto de mine. Chiar deloc, domnule comisarșe. Rița este o veveriță foarte specială. Da. I-am dat nuci și am luat-o cu noi prin tot parcul, în speranța că profanatorul se află și el tot acolo. L-a identificat pe acesta după mirosul de urină și chiar l-a mușcat de mână. Bravo, fata! Și ce? Mă arestați pentru niște amărâte de scorburi? Sunt oameni care n-au case. Dracu să fii cu clanța aia, te mănâncă, păi nu viu eu? De fapt l-am mai mușcat și înainte, bre. Puteți verifica. Urmele de dinți de pe mâna profanatorului se potrivesc perfect cu tiparul dinților Riței. Și de fapt acesta și recunoscut. Da. Profanatorul. A. Și mobilul infracțiunii, care este? Avea ură cu un veverițoi care a furat odată o pungă întreagă de alune. Și atunci de fiecare dată când vede că o scorbură, face pișul ea, ca să-i arate cine-i șeful. Văzuși, bă, că n-am fost o tăfină? Ce față de veverița ai? Hai, dați-vă mâna, știu că sunteți prieteni. Colegul Chioreteș își făcea numai datoria. Da, ce să-ți povestesc, să mă acuze pe mine nevinovat. Iar tu te aflai într-o postură foarte ciudată. Ce? Păi cu... Bine, mă, cărnat, îi dau mâna, ai noroc! Ce? M-ai chemat? Da, Gugule! Na! Cadou de la Mota pentru prietenele tale necuvântătoare din parc. Da? Ghinde! Ghinde? Da, lor o să le placă. A cui nu-i place? Ție poate? Păi da, că mai ciuguleam și eu un kil pe zi. Cât? I-am dat nuci și am luat-o cu noi prin parc, în speranța că profanatorul va fi... Profanatorul?